Pe 18 iunie, electoratul de limbă română al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, din cadrul Universității Naționale Iurii Fetkovici din Cernăuți, a organizat un simpozion internațional online intitulat Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume, moderat de lectorul de română Gina Puică. În cadrul amplei secțiuni de comunicări științifice au avut prezentări mai multe cadre didactice de la USV. În deschiderea evenimentului au luat cuvântul Dan Constantin, ministru plenipotențiar la Consulatul General al României la Cernăuți, care s-a arătat încântat de eveniment. Profesor universitar dr. Ștefan Purici, prorector responsabil cu relațiile internaționale ale USV, care a amintit buna colaborare dintre universitățile Ștefan cel Mare din Suceava și Iuri Fetkovici din Cernăuți, colaborare dezvoltată pe mai multe paliere și faptul că electoratul de română de la Cernăuți este unul dintre cele mai bune rezultate ale acestei colaborări. În cadrul amplei secțiuni de comunicări științifice au avut prezentări mai multe cadre didactice de la USV. Profesor universitar dr. Mircea Adiaconu, lector universitar dr. Monica Coca, lector universitar dr. Monica Timofte și conferențiar universitar dr. Daniela Hăisan. În a doua parte a zilei a fost organizată o masă rotundă la care au participat cursanți din prezent și din trecut ai electoratului de limbă română de la Cernăuți. Aceștia au evocat experiențele lor cele mai semnificative de pe parcursul de studiere a limbii române în cadrul lectoratului. Reamintim faptul că electoratul de limbă română de la Cernăuți a fost fondat în noiembrie 2014.